toate florile în grădină, te iubesc, să țin de mână, știu. Mare este lumea toată, dar mai mare e inima ta. O, tu pleacă, dar rămâne inima ta lângă mine, ta. O femeie frumoasă, o femeie gingașă, o femeie minunată. Astăzi ați împlinit o vârstă frumoasă și ați adunat în jurul vostru doar cele mai minunate persoane. Pe cei mai buni prieteni, rude, amici și desigur că familia voastră. Astăzi este despre dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Și uite că niște persoane dragi care vă iubesc foarte mult și vă respectă, vă stimează, vă apreciază, au hotărât să vă surprindă și să vă facă niște mici cadouri, aducându-vă și două mascote în dar. O inimă care reprezintă dragostea lor și un cavaler care să vă facă sărbătoarea mai frumoasă. Desigur că aveți parte de o tortă mică, dar dulce, la fel cum este viața acelor persoane alături de dumneavoastră și o legătură cu baloane. Și pe lângă aceste balonașe, pe lângă această tortă, aveți parte și de un cuvânt frumos de felicitare. Și din felicitare ne veți spune dacă vă dați seama din partea cui vine această surpriză. Felicitări cu prilejul zilei tale de naștere! Fie că această onorabilă vârstă de 60 de ani să-ți aducă în dar multă bucurie, optimism și forțe noi. Să ai minim 60 de motive de a zâmbi zilnic și de a fi fericită, să fii înconjurată de multă dragoste, voie bună și de oameni minunați. Ce vârstă frumoasă, 60 de ani! Vârstă în care experiența și realizările deja își spun cuvântul. Vârsta în care trebuie să te oprești și să zăburezi viața la justa ei valoare. Îți dorim multă sănătate, bucurie și clipe minunate alături de oameni buni. Să fii înconjurată de tot ce-i mai frumos și să fii respectată necondiționat. La mulți ani! Mulțumim mult! Iată așa un mesaj frumos, cum credeți, din partea cui vine? Partea copiilor. Cred că eu așa gândesc. Haideți să începem, știți că vorba ce e, să începem cu începutul. În primul rând, soțul. Pentru că câți ani în urmă ați format o familie frumoasă? 38. Să fiți sănătoși încă mulți, mulți ani înainte. Și uite, din această familie frumoasă, dintr-o femeie și dintr-un bărbat frumos, a apărut pe lume o fată frumoasă. Da. Da? Și fata aceasta frumoasă, v-a bucurat, a crescut cu anii și s-a căsătorit și ea. Și a format și ea familia ei. Da. Și mai aveți parte și de un flăcău deja, de un ginere din tâine. Apoi, din frumoasa lor familie, a mai apărut încă un nepoțel. Și mai doriți nepoței? Dorim mult încă. Mult? Atunci, da, Doamne, să fii și la primăvară, am înțeles că vă mai bucurăți încă un nepoțel. Da, Doamne, sănătate, să ajungem cu și uite mine. Că, din partea viitorului nepoțel, chiar dacă e în burtică, chiar dacă mișcă doar acolo și din partea nepoțelului Emil, uite, aveți parte de încă un cadou frumos. Acolo este, cred că, un îngeraș care să vă păzească și să vă facă viața mai frumoasă. Dar, în primul rând, să vă păzească familia. Și noi ne invităm pe bunia lui.
Da? Fie Emil, fie Emil cel mic și fie Emil cel mare, da? Hai treceți acolo lângă ursuleț și lângă inimioară. Așa. Vedeți câte un pic vine familia lângă dumneavoastră, cei mai dragi și cei mai iubiți, care vă iubesc și vă stimează. Și până vor apărea toți, noi vă rugăm să suflați în aceste lumânări pentru a vă pune o dorință doar pentru acest an. La anul veți sufla deja pentru altă dorință. Și la mulți ani! Să vă fie familia frumoasă! Să se înmulțească, să nu se oprească dragii voștri copilași doar la Emil și la Bebe din Murtică, pentru că... Așa ne rugăm și noi. Da, pentru că are cine ajuta. Doamna Maria, și acum am vrea să vă rugăm, dacă aveți careva cuvinte pentru dragii voștri copii, dar în primul rând, surpriza, ați înțeles că vine din partea nepoțelului, cel mai micuț. Eu am spus din partea copiilor. Da, da. Eu vreau să mulțumim lui Dumnezeu, să mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns până în această zi. Și vreau să mulțumesc copiilor, nepoțelului, nepoțeilor, soțului, au fost alături de mine până în ziua aceasta. Și ne dorim cum s-ar spune, nu mulți ani, dar câți ani o să fie, dar să fim sănătoși cu toți împreună. Și mulțumim la toți care sunt alături de mine în această zi, prieteni, cu mătri, cu scri. Mai spuneți-mi un cuvânt, voi. Da? Da, dar îi dăm la urmă, da? Da. Mulțumim pentru toate și noi dorim în primul rând sănătate. Toți cred nepoți. Cea mai frumoasă e când ajută asta mică, da? Da, să ne stăruim. Eu o să mă gândesc la cuvintele voastre și o să ne stăruim să ajungem mulți ani să creștem nepoți. Da, e ca nepoțul o spui mai mult. Da. Spune-te ceva. Dar dacă e Emil cel mic, spune ce spune Emil cel mare, da? Eu mă alăturez de la cuvinte. Hai zâmbești. Hai zâmbesc! Ia așa! Bravo! Aici cu prinde bunica! Hai cu prinde bunica! Bunica! Hai! Bunica! 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 Doamna Emilia, ați vreți să-i spuneți ceva scumpii soții? Da, eu m-am zis, m-am alăturez la cuvinte! Are și el emoții ca și mine! Atunci vă dorim o sărbătoare frumoasă în continuare! Să vă bucurați de vârsta pe care o aveți! Și ea să rămână doar în pașaport! Dumneavoastră sunteți de 18 ani! Da, 24 din 24, 365, 365. Așa să fie. Zâmbăreață, frumoasă, așa cum sunteți astăzi, așa să fiți mereu. Chiar mai hovil, mai mare. Capul sus și mândru. La mulți ani! Mulțumim! Anii trec, dar nu te schimbă, pentru tine aș face tot ce vrei. Cea mai dulce mamă în lume, pentru care aș da din anii mei. Ești acum în depărtare, îmi lipsești atât de tare și nu știi. Tu ești randafirul care ai crescut în căutare și